Guvernul a adoptat hotărârea privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al județului Maramureș a clădirii Palatului Administrativ din Baia Mare, în care își desfășoară activitatea peste 13 instituții publice din județ. Prin soluționarea situației juridice a clădirii se creează și oportunitatea de accesare a fondurilor europene pentru finanțarea proiectului de reabilitare integrală a imobilului în valoare de 23 de milioane de euro. Pe lângă reabilitarea birourilor, a sălilor de ședință, reamenajarea parcărilor și a turnului, se va deschide zona și pentru public prin realizarea unei zone de promenadă în fața Palatului Administrativ, acolo unde cetățenii sau turiștii se vor putea plimba și vor putea vizita turnul Palatului Administrativ, de unde vor putea viziona întreg municipiul Baia Mare. Clădirea în care ne aflăm și care are nevoie de o reabilitare, începând cu partea de birouri, cu exteriorul, cu turnul care poate fi un punct de atracție inclusiv turistică al municipiului Baia Mare, dar și cu reamenajarea parcărilor și a spațiilor din jurul Palatului Administrativ. Și aici mă refer la faptul că în zona Palatului Administrativ, în partea din față, spre Gheorghe Șincai, spre Bulevardul Gheorghe Șincai, va fi o zonă de promenadă, astfel încât băimărenii să se poată bucura de această zonă și toți vizitatorii care vor veni să viziteze turnul Consiliului Județean. Cererea de finanțare va fi depusă în luna iunie prin programul operațional regional, iar lucrările de reabilitare vor începe din această toamnă. Durata estimată de execuție a proiectului este de 24 de luni de la începerea lucrărilor.